Când te apuci de meseria asta, nimeni nu ți va vorbi despre riscurile ei. Este începutul unui mesaj plin de durere postat de unul dintre cei mai cunoscuți șoferi profesioniști români, după moartea violentă a lui Florin. Bărbatul de 48 de ani a sfârșit carbonizat la volanul camionului său pe un drum din Italia. Conform Observator News, Florian Stăicuț, în vârstă de 48 de ani, de meserie șofer de tir, conducea pe șoseaua de centură din regiunea italiană Piemonte, când camionul său frigorific, încărcat cu produse alimentare, a părăsit direcția de mers, a lovit parapetele dintre benzi, după care s-a răsturnat și a luat foc. Din păcate, Florian a rămas captiv în cabina masodontului și a murit carbonizat, înainte ca pompierii să ajungă la locul accidentului. Pentru Ilie Matei, șoferul de camion, cunoscut pe rețelele de socializare drept omul șoselelor, au fost acele 5 secunde care fac diferența între a fi și o catastrofă. Pentru Florian Stăicuț, colegul nostru de la fosta firmă unde am activat, cele 5 secunde au fost fatale, scrie Matei într-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de Facebook, alături de fotografia lui Florian, dar și trei imagini surprinse la scurt timp după producerea tragediei. Mesajele de durere, dar și de revoltă, curg neîncetat pe rețelele de socializare. Sute de șoferi deplâng moartea prematură a colegului lor și vorbesc despre riscurile acestei meserii. Condoleanțe familiei, odihnă veșnică colegului, eu am fost mai norocos, am scăpat întreg când mi-am ars mașina în Spania. Riscurile acestei meserii nu sunt apreciate just de către decidenții acestei țări. După o viață de chin și riscuri, ajungem la mila statului cu niște pensii de mizerie de 1500 de lei. Polițiștii italieni continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nenorocirea, relatează observatornews.ro.